Amintiri cu și despre artiști plastici. La galeria Contemp, domnule Mihai Moldovanu, ați avut un proiect, o expoziție în care s-a întâlnit pasiunea dumneavoastră pentru fir, pentru țesut legat, înfășurat da, cu plăcerea de a crea volumetrii și cu un drag de cromatică care v-a dus și către pictura propriu-zisă. Bine, am mers împreună cu Mihai Plămâneală, curatorul, și am pornit de la, mă rog, lucrările care le aveam, de fapt. Și am făcut așa o selecție pe mai multe teme, aș putea să spun. Parte din ele sunt, fiind mai vechi, păstrează și amprenta coloristică mai veche de la vremea respectivă. Se încadrează însă în primele, sau nu neapărat primele, începuturile care le-am avut eu în acest domeniu al textilelor, care am încercat un mod diferit de reprezentare și de compunere, chiar de lucru. Aceste baghete înfășurate, care am încercat la un moment dat chiar să dau impresia unei picturi, ca să fac aceste treceri de tonuri cu lumină și umbră, deschis și închis, ca să aduc aproape depensulația unei picturi. Cu degradeurile de rigoare și nu numai. Da. Ulterior am trecut la o îmbinare între pictură, dorința asta de a picta, care am simțit-o în timpul lucrului cu firul. Am trecut chiar la a aplica pictură în acest gen de lucrări de, așa zis, tapiserie. Fiind în zona aceasta, am încercat să mențin această idee de artă textilă. Da, de suprafață care e construită care prin fir. Cu fir. Firul neavând rost ca o tapiserie clasică, ci pur și simplu pentru adăugare, suprapunerea unor baghete. V-ați creat categoric un stil și Mihai Moldovanu e ușor de recunoscut prin aceste construcții. Din dorința mea de a lucra și de a păstra ideea de tapiserie, aș fi inventat eu, că nimic nu este inventat pe lume. Nu, dar v-ați asumat-o ca formă și ca expresivitate plastică. Da. Și mi-am asumat-o și am continuat cu ea și continui la ora actuală. Da. Însă ce vreau să spun, că am ieșit din spațiul normal plan al tabloului într-un 3D, ca să numesc așa, tot la ora actuală modern. Am încercat să fac o transpunere chiar cu elemente construite, chiar cu ajutorul computerului. Deci peștele care îl vedeți aici. Da, este pus pe o formă, în diagonală. Da, compunerea, bineînțeles, și a tabloului, a ramei, a tare, în același gen pictat pe fundal, iar el este pus în relief cu acest model obținut printr-o tehnică de tăiere a unui material numit MDF. Da. Adică un fel de lemn pasteurizat, făcut rigidizat și se folosește în industria mobilă acest material. Da. Lucrarea este susținută și de jocul luminilor care dublează forma sau urmărește forma. Urmărește forma, sigur. Asta am și dorit, ca această construcție să aibă acest efect al jocului de lumină. Tocmai că lumina, cum este poziționată, oferă o bogăție suplimentară imaginii, da? Da, sigur, o altă formă, puțin diferită, deci aproape că nu poți să spui decât că vezi altceva, deși același subiect, ca să zic așa. Da. În lucrările mai mici, sigur, sunteți supus rigorii unui spațiu mai restrâns și jocul de imagine e mai redus. Mai redus, e adevărat. Aceste lucrări mici sunt, de fapt, un fel de mini-proiecte. Poate ele sunt cele mai apropiate de ideea de tapiserie, deși baghetele... Se văd și ele. La aceste lucrări am pornit de la ideea unei expoziții care se realizează, mă rog, în fiecare an, mini-tapiserie se numește, sau artă miniatură textilă. E o idee care este viabilă și la noi, dar și în alte țări.
și în Franța și în Canada încă sunt asemenea saloane specializate pe mini tapiserie, mensiunea nu trebuie să depășească 20 pe 20 de centimetri. Da, sau da. 20. Avem chiar și lângă noi un obiect. Da. De data asta chiar avem da. Ceva ce ne duce cu gândul către sculptură direct. Da, e o încercare. N-am făcut, deși e ca un proiect și aș fi vrut să-l fac mare, deci la o scară mult mai naturală, așa, să-l da, putem... Da, dar v-ați simți. Propus o dimensiune de control. Da, e o dimensiune tot mică, tot în genul mini tapiserie, miniatură textilă, nu depășește 20 pe 20 cm și, mă rog, lățimea cam de 5-6 cm. Dacă ar fi să-l realizez ca un proiect mare, normal, ar fi foarte frumos, m-aș bucura să-l pot realiza, se problema e după ce îl ții și îl realizezi, unde îl depozitezi sau unde îl păstrezi. În general, lucrările astea au o mare dificultate în a fi păstrate, ocupă spațiu. În plus, se depune praful pe ele. Mai depune și praful. Dincolo de molile care rămân în continuare... Asta nu e, să zicem, molile au cam, s-au găsit antidoturi pentru molile, da. Mai pot să spun să asigur pe toată lumea că nu e chiar o problemă. Am lucrările astea, de unele dintre ele au chiar și 10 ani și nu le-au mâncat molile, doar, nu știu, poate peste 100 de ani, să zicem, să ajungă să... Dar, după cât am înțeles eu, firul, la ora actuală, este tratat special pentru a îndepărta... Pentru a molile. Da. Dar lâna... Lâna cea care este luată direct de la... Da, lâna crudă, nepregătită. Eu folosesc, în general, fir vopsit industrial. Deci nu mi-l mai vopsesc eu. Da, care prin chiar vopsire este protejat. Pe asta spun, că prin vopsire el este protejat. Adică m-am informat de la chimiști care lucrează în industria ușoară și mi-au spus că au asemenea tratamente făcute pe fir. Plus că nu folosesc neapărat fir 100% lână, ci iau un amestec, 50 lână, 50 acril. Da. Lucru care bănuiesc că ar otrăvi mările. Da. Deci niciun pericol în a achiziționa o lucrare de artă textilă. Da, unele persoane se cam feresc să facă această achiziție. Din motivul că ar lipsă fi, de informare. Din lipsă de informare. Acum, dacă ne gândim bine în timp, s-au păstrat marile goblenuri. Marile goblenuri sau, da. Deci dovada vie că se poate. Da. Oricum, orice artă are un grad de perisabilitate în timp. E adevărat, pictura este mai rezistentă. Nu putem spune că și Picasso la un moment dat a pictat cu pastă de dinți, că nu avea alb, și apoi a uitat că a pus pasta de dinți și între timp s-a degradat. Asta e, nu înseamnă că s-a dorit sau a vrut să facă lucrul ăsta, ci pur și simplu... Experimentul are gradul lui de periculozitate. Periculozitate, așa este. Da. Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.